Tati, ia dă-ți, ne pregătim de tot, vină cu așa la tata. Închide ușa. Vin încoace la tata. Alexi, farficul lui tata de încoace. Ține farficul. Alexi, vină cu oglinda la tata încoace. Ca să vadă tata și faceți voi aici. Ia-mi deschide oglinda. Așa, tati, așa. Mai încoace. Așa, e bun. Mai jos o leacă. Așa, că tata nu vede. E bun. Ia-mi Maria, începe atunci pe tata încoace. Ține așa oglinda. Hai. Tunde, 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 tati, tunde. Tunde, tati, tunde. Așa, tati, așa. Tata, dar eu cu asta n-aș nu ne tundem. Tati, cum vreți voi să vă tundeți? De unde ai văzut tu? În gimnaziu fetii tunți? A, noi în casă sunt două fetii tunți. Tati, tata a spus că până la 18 ani voi nu vă tundeți. Din cauza că frumusețea e bună cum este. Dar cum ați vrea voi să vă tundeți, tati? Păi, uite așa ți arată. Uite așa. O, tati, asta e foarte frumos. Demi mor. E bun, tati, așa. E bun. Ar vrea și tata așa, dar pentru asta trebuie mulți bani. Voi ați citit? Ce se întâmplă? E 3 ore pierde la coafură, 3 ore pierde se duce la cosmetolog și 3 ore în sala sportivă. Pentru asta trebuiesc mulți bani, tati. Noi, ca să facem lucrul ăsta, înseamnă că nu trebuie să hrănim căprile, nu trebuie să hrănim găinile, nu trebuie să mâncăm noi și să facem o mică coafură ca asta. Noi așa nu o să avem niciodată, tati.